În acest videoclip veți afla cum puteți urca și coborî scările după operația de protezare a șoldului sau a genunchiului, așa că rămâneți aproape! Sunt dr. Robert Apostolescu și astăzi l-am invitat alături de mine pe colegul meu, Marian. Salutare! Sunt fiziokinezoterapeut Marian Mihailov. Marian o să ne arate astăzi cum trebuie urcate și coborâte scările dacă a suferit o intervenție chirurgicală de protezare a șoldului sau a genunchiului. Înainte de toate, Marian, aș vrea să spun o întrebare. La ce interval după intervenția chirurgicală de protezare pot pacienții să urce și să coboare scările? Foarte important, în urma protezării genunchiului sau a șoldului, este mobilizarea precoce a pacienților. Prima zi postoperator, pacienții încep cu mobilizarea la planul patului, la margine de pat, și reluarea mersului cu ajutorul cadrului sau cărilor de mers. A doua zi postoperator, putem începe urcatul și coborâtul treptelor. Bun. Asta mi se pare foarte important și foarte mulți pacienți mă întreabă când poate să urce să coboare scările. Deci încă de a doua zi postoperator. Atunci hai să trecem la treabă și să le arăți pacienților cum trebuie făcută treaba asta. După intervenția chirurgicală de protezarea a genunchiului sau a șoldului, urcatul și coborâtul treptelor nu se poate efectua cu ajutorul cadrului. Vom avea nevoie de un baston sau de două cărje cu sprijin pe antebraț sau axilare. În cazul în care avem pe o parte balustradă, în mâna de pe partea opusă o să folosim un singur baston. De fiecare dată, la urcatul treptelor, prima dată va urca piciorul sănătos, bastonul acompaniind piciorul operat. Din nou urcă piciorul sănătos, bastonul acompaniind piciorul operat. Ne întoarcem, ne pivotând pe membru pelvin operat. La coborât, membrul operat va fi cel care va coboră primul, acompaniat de baston. Din nou, membru operat, împreună cu bastonul, vine membru pelvin sănătos. În situația în care nu avem balustradă, atunci vom fi nevoiți să folosim două cărje. Din nou, presupunem că membru pelvin stâng este cel operat. Vom urca prima dată cu membru pelvin sănătos, după care vin cărjele odată cu membru pelvin operat. Din nou, cărjele odată cu membru pelvin operat. Și din nou urcă piciorul sănătos, urmează membru pelvin operat. Întoarcem fără a pivota pe membru operat și din nou la coborât. Prima dată vor coborâ cărjele odată cu membru pelvin operat, vine și piciorul sănătos, din nou cărjele odată cu membru pelvin operat, urmează și cel sănătos și din nou. Mulțumesc mult, Marian, pentru timpul acordat și pentru excelenta demonstrație pe care ai făcut-o. Mulțumesc și eu, Robert. Cu siguranță asta va reprezenta o resursă importantă pentru pacienții care au nevoie să folosească ajutătoare la mers pentru o perioadă de timp. Iar dumneavoastră, dacă mai aveți și alte întrebări vis-a-vis de protezarea șoldului sau a genunchiului, vă încurajez să le lăsați mai jos la comentarii, unde voi încerca să vă răspund cât mai repede. Până data viitoare, la revedere!